Suntem în campus Universității Valahia, aici unde administrația locală târgovișteană construiește o sală de sport prin Compania Națională de Investiții. Este vorba de o sală de sport cu 180 de locuri. Este vorba de o investiție de aproximativ 9 milioane de lei. O investiție de care cred că Universitatea Valahia avea nevoie, pentru că nu există o asemenea facilitate sportivă aici. O investiție complexă. Vor fi inclusiv amenajări ale aleilor, spații verzi, parcări, în afara acestei săli propriu-zise, care începe deja să se contureze. Sper ca undeva în toamna acestui an să putem discuta de o recepție la această investiție. Vreau să-i mulțumesc pentru prezența la această conferință de presă doamnei rector a Universității Valahia din Târgoviște, doamna Laura Gheorgheu, de asemenea doamnei Smaranda Nistor, care este director administrativ, bineînțeles, de asemenea Universitatea Valahia din Târgoviște, bineînțeles, alături de colegii mei de la primăria Târgoviște, pentru că tot discutăm de acest tip de infrastructură. Mai avem încă o veste bună din această zonă, infrastructurii sportive. Vor începe lucrările și la baza sportivă de la Clubul Sportiv Școlar. S-a emis ordinul de începere a lucrărilor și începând cu 6 februarie, cel mai devreme, vor începe lucrările și acolo. Este vorba de o bază sportivă de data aceasta, nu o sală de sport cum este aici, dar este tot finanțată prin Compania Națională de Investiții și este din nou un plus important pentru infrastructura sportivă, în principal dedicată copiilor. Iar ieri, în ședința de Consiliu Local, a fost aprobată predarea amplasamentului pentru baza sportivă de lângă complexul turistic de natație, tot prin Compania Națională de Investiții. Acolo au fost ceva probleme legate de predarea terenului, în sensul că a necesitat anumite cheltuieli suplimentare. La acest moment am depășit aceste obstacole și sperăm ca foarte curând și acolo să debuteze lucrările. Este vorba de un teren de fotbal la dimensiuni normale, cu instalație de nocturnă, de o tribună destul de mare, dublă față de terenul de fotbal pe care îl avem în acest moment la complexul turistic de natație, de asemenea dedicată în principal copiilor, dedicată fotbal cu Chindia Târgoviște. Și sperăm și acolo ca lucrările să se desfășoare într-un ritm susținut și să putem discuta, iată, de 3 baze sportive importante, ridicate de la zero în Târgoviște, iar investițiile pe această componentă vor continua.